Ciao, Mari! Bună! Bună seara tuturor! Ne vedem în această seară alături de Marinela, pregătit pentru dumneavoastră ciclul investigativ 175, protocolul numărul 1. După cum bine v-am obișnuit, avem cele două părți. Partea fixă, întrebări prestabilite, nu avem voie să intervenim. Partea a doua, cea explorativă, în care vom explora mai mult răspunsurile pe care Mari le va avea în prima parte. Mari nu cunoaște tema pe care o vom aborda astăzi pentru a evita parazitarea mentală și o să o rog să se pregătească, bineînțeles. Bun. Ai scaun cu spătar, Mari, da? Bine, stai cum vrei tu, cum stai tu cel mai bine până la urmă. Bun, trei respirații. O să-ți fac cu sugestii puțin sau fără, cum dorești. Poți să-ți fac dacă fără? Bine. Trei respirații. Pregătește cu fiecare expirație să golești mentalul. El devine din ce în ce mai tăcut. Și cu fiecare inspirație, corpul tău se va relaxa profund, timp ce voi număra de sus în jos, de la 5 la 1. 5. 3. Doi. Unu. Acum, număr de la 1 la 3, iar la 3 vei observa din perspectiva metafizică care factori sau condiții determină alegerea identității sexuale a unei ființe umane ca aparținând sexului masculin sau feminin. 1, 2, 3. Care factori sau condiții? Când m-ai întrebat, mi-a venit o dorință de experimenta. Deci, experimenta și altceva. Mi-a venit ca și cum o viață o experimentezi într-un fel, o viață într-un fel alternezi. Iar dacă într-o viață a rămas ceva în suspendat, rezolvat, văd că alegi de multe ori să o refaci și următoarea viață să o refaci tot ca ceea ce ai fost în viața anterioară. Deci, iar factorii văd că de obicei ți se propune la reîncarnare, văd la reîncarnare deja. Văd părțile subliminale vin deja cu karme, vin deja cu interferențe și când se reîncarnează, văd că li se propune deja de acolo să se reîncarneze în tipul ăsta de viață. Mm-hmm. Deci, să zicem că de ales, cam alegi puțin.
Pentru că la reîncarnare ți se propune un proiect și proiectul ăsta îl adopți. Dar văd că cei care au și șansa de a-și alege singur viața, fără să fie interferați, care vor să experimenteze, care apelează la liberul arbitru, văd că ei alternează când într-un fel, când într-un fel, pentru a completa avaria cât mai mult, de a face cât mai multe experiențe. Văd că se prepară deja din viața actuală, să zicem, se programează deja din viața actuală la următoarea experiență de viață, deci cei care aleg, care au liberul arbitru. Văd că deja din viața actuală, zice, uite, în viața asta am fost femeie, am avut o viață destul de mișcată, cu multe evenimente, și zic, da, uite, cel din fața mea care a fost bărbat a avut viața mult mai ușoară și zic, viața viitoare, să știi că fac și eu tot bărbat. Deci cam programează dinainte, cam aleg viața, cum ar vrea să fie, ori, ori. Iar mai văd, dar cred că ajunge. Poate mă întreb mai târziu, nu vreau să anticipez. Bine. Din nou, în ceea ce privește perspectiva metafizică, ce determină intersexualitatea acelor persoane care au caracteristici primare, sexuale primare și sau secundare, care nu pot fi definite exclusiv masculin sau feminin. Exact asta aici m-am oprit. Perfect. Aici m-am oprit pentru că era următoarea întrebare. Da? Aici văd ca un fel de accident, de... Uite ce văd, exact. Li se propune contractul ca femeie și în timp ce se reîncarnează, în timp ce coboară, în timp ce intră în copil, în viitor, în nou născut, în embrion, în corpul mamei, în corpul mamei, văd că reușesc într-un fel să schimbe niște, să altereze un pic contractul. Ca și cum ar apela la liberul arbitru. Ca și cum, exact, contractul ăsta există, dar poate fi schimbat pe parcurs. Și în timp ce coboară, văd schimbarea asta pe parcurs. Dar schimbarea asta pe parcurs, schimbarea asta a sexului poate să fie definitivă, adică sau hotărât să fie un bărbat, un caracter masculin, dar schimbă în caracter feminin și devine o fată, dar care să fie definitiv, sau să rămână, sau să vină cu un fel de dubiu. Deci dubiu ăsta, nici fată, nici băiat, nici fată, nici băiat, care să nu se știe ce e. Deci încă, parcă și cum s-ar fi decis. Nu-s nici fată, nici băiat, nu-s nici fată, nici băiat. Mă hotărăz mai târziu ce sunt. Deci există și situația asta de schimbare, de proiect, de a apela la liberul arbitru, dar de a-l schimba pe parcurs, crescând. Okay. Și aici apar copiii care nu se simt în corpul lor, se simt băieți când ei sunt de fapt fată, care vor să schimbe sexul făcând operații, de astea sunt în ultimele perioade. Transsexualii care se fac deja de la vârste foarte mici acum, schimbarea de sex. Deci e o situație ambiguă, deja din pântec. Au schimbat percursul și când l-au schimbat n-au luat o decizie definitivă. Au rămas nișcă, nișcă. Mă gândesc mai târziu ce vreau să fiu. Bun. Ce factori sau condiții determină la om
sentimentul de apartenență la genul masculin sau feminin sau non-binar, din punct de vedere cultural și non-biologic. Și întrebare lungă. Exact, la asta mă gândeam. Deci ce factori sau condiții, repet, ce fac un rezumat, ce factori, ce condiții determină sentimentul de apartenență la genul masculin, feminin sau non-binar? În funcție de... Cultural și non-biologic. Nu înțeleg. În funcție de societatea în care trăiesc, în funcție de ideile, de religie, de societate, de concepții, de credințe. Factorii, în primul rând, văd religia. Deci, religia o văd ca pe un factor determinant. Născut băiat, băiat rămâne foarte greu să schimbe pe parcurs sexul. Deși se simte fată, nu are cum să se schimbe efectiv și în fizic, să ia decizia să recunoască și de asta se și ascund foarte mult. Și aici văd mai ales poporul... Stai, mai citesc o dată, că acum o înțeleg. Deci, cultural, ne referim, nu mai suntem în metafizic, suntem în fizic. În fizic, da. Ce factor determină sentimentul de apartenență, masculin, feminin sau non-binar? Ce anume din fizic te face să vrei să aparții, de exemplu, da? non-binar, adică eu nu mai vreau să fiu... Păi aici, deci eu am luat-o deja cu cei care se simt deja masculini. Da, sunt da. Cei din religia musulmană. Nu, mergem la apartenență de genul. Adică care vor să aparțină de ceva. Sunt, dar vor altceva. Tinerii din ziua de astăzi, văd. Tinerii din ziua de astăzi care vor să fie diferiți decât ceea ce sunt. Ca ceva care să-i contradistingă, să meargă împotriva curentului. Deci sunt altceva decât voi ați vrut. Mă transform în ceea ce vreau eu. Eu vreau să fiu asta sau să nu fiu deloc. Deci asta văd tinerii din ziua de astăzi și mai ales în societate, într-o societate în care sunt o societate dezvoltată. Într-o societate în care... au de toate, cum ar veni, nu le lipsește nimic, sunt din familii care au bani, au posibilități, au bani. Și atunci să facă pe dos, cum ar veni, să facă pe dos, să fie împotriva curentului, să fie oaia neagră. Tinerii din ziua de astăzi sunt cam toți, îi văd, binari. Aleg să fie binari. E altceva. Pe urmă văd cei care sunt masculini, dar vor să fie și mai masculini. Uh-huh. Și aici o văd religia. Musulmanii, deci sunt masculini, sunt și văd și mai masculini, pentru că ei sunt bărbați și trebuie să fie bărbați și atunci se simt și bărbați. Iar la femei... La femei văd, da... egalitatea sexuală. Deci femeile tânjesc după egalitatea asta sexuală, să fie la fel ca și bărbații, de ar fi ca și ei. Și atunci apare, asta o văd în comunism, în societatea comunistă. Uh-huh. Și în societatea, sunt comunism, și în societate, în țările bine dezvoltate, cum sunt Italia, Franța, America, de a fi egale cu bărbatul. Ceea ce poate să facă bărbatul, pot și eu să fac. Ce face el, din toate punctele de vedere, atât fizic, de muncă, dar și din punct de vedere sexual. Pot să fac și eu. Bun. Mergem mai departe. Eu așa le văd, nu știu. Da. Bun. Număr de la 1 la 3, Mari. Iar la 3 te conectezi la termenul homosexualitate și din perspectiva pur metafizică spunem ce captez. 1, 2, 3. Deci din metafizic eu văd că nu există un genere sexual bine definit, nu există nici
femeie, nici bărbat. Nu există nimic. Deci, din punct de vedere metafizic, nu există un genere sexual, nu e nimic. Un gen sexual? Un gen sexual, nu există. Nu e nici femeie, nici bărbat, nu există. Nu există separație. Separația se întâmplă în fizic. Poți da mai multe detalii la cum vezi, despre cum vezi asta? Deci eu o văd în metafizic, partea subliminală o văd asexuală. Nu are un sex. E o formă fără un sex, fără o caracteristici. Nu vezi nici caracteristici feminine, nici masculine. Nu are nimic. E o formă uniformă. O formă fără ceva care să distingă o femeie de un bărbat. Deci parte subliminală femeie, parte subliminală bărbat. Nu văd ceva care să le distingă între ele. Nu e nimic. Nu e că una e mai mare, una e mai mică, una e mai groasă, mai puternică, una e mai... Nu există. Sunt toate la fel. Și nu au o energie care să zici, energia asta e energie specifică de bărbat, asta e energie specifică de femeie, ca să le disting între ele. Nu le văd. Nu le disting. Mm-hmm. Eu le disting pe toate la fel. Mm-hmm. Deci toate sunt la fel. Văd după aceea, văd din vieți în vieți ce au fost în viețile respective. Dar eu când văd o parte subliminală, o văd fără un gen sexual. Nu e nimic care să le distingă. Uitându-mă în fizic, văd ce fel de este. Dar în partea eterică eu nu o văd. Acum, nu în general. Îmi spui despre homosexualitate. Da. Da, ok. Acum privește relația dintre partea subliminală și homosexualitate dintr-o perspectivă generică și non-individuală. Relația dintre partea subliminală și corpul fizic de un homosexual, nu? Da. Sunt... Corpul fizic a unei persoane, da. În general. Mhm. Uh-huh. O văd ca pe o răzvrătire. Deci faptul de a fi sex homosexual poate să fie masculin sau femeie, poate să fie da. Sexual gay bărbat sau gay femeie, gay, femeie, uh-huh, lesbică. Deci o văd ca pe o răzvrătire, ca pe a fi ceva împotriva acelui contract de la reîncarnare. Și atunci relația dintre partea subliminală și corpul fizic de homosexual e la fel ca și o relație dintre un bărbat și partea lui subliminală și o femeie și partea lui subliminală. Aceeași. E același lucru, nu aceeași. Văd nimic deosebit. Sunt la fel. Perfect. Acum privește homosexualitatea de-a lungul istoriei planetei noastre și spunem ce informații captezi la 3. 1, 2, 3. Văd că mii de ani în urmă homosexualitatea era ceva normal, nu era ceva cum e acum, condamnat. Văd că condamnarea a apărut odată cu religia. Condamnarea homosexualității. În schimb, înainte, homosexualitatea era ceva normal, era firesc. Deci, sunt niște persoane care se iubesc și au relații sexuale. Văd că relațiile sexuale, homosexuale, înainte, și asta îmi vine mereu 2000 de ani înainte, acum 2000 de ani, dacă înseamnă acum 2000 de ani, deja suntem în jur de anul zero. Deci, cam așa. Și uitându-mă înapoi în istorie, deci de la anul zero în jos către înainte de Hristos, deci relațiile homosexuale le văd ceva normal și mai ales practicate cu scopuri efectiv, nu din dragoste, ma din punct de vedere al sexului, de a face sex. Uh-huh.
Deci a face dragoste e ceva, sex e altceva, sex fără sentimente, doar plăcere, orgasm. Era ceva normal, văd homosexualitate și nu numai homosexualitate. Văd că se practica, mai ales bărbații, dacă în... Deci se practica și cu animale, deci nicio problemă. Nimeni nu condamna nimic. Și de aici văd că sunt și multe istorii, multe legende, multe povești zise, povești povestite din, pe cale orală, de tot felul de, de acțiuni de genul ăsta. Deci, romanii o practicau. În special. Romanii. Special romanii, dar nu numai romanii. Și în partea, în partea Egiptului, iarăși văd normal, iarăși printre văd poporul Israelului, partea astălaltă, în partea sumeră, babilonezii și asirii încoace. Deci era ceva normal, nimeni nu... A apărut diferența când a apărut religia. Pentru că odată cu religia au dispărut toate luxurile care erau considerate luxuri dinainte și văd că a dispărut modul de a te îmbrăca bine, de a mânca bine, de a te aranja, de a fi, pentru că era considerat un, un lux, o, ceva urât, ca, și de în consecință și relațiile sexuale au început să devină din ce în ce mai, mai rare și prestabilite, cu scopuri prestabilite, doar de a procrea, de a face soț și soție, de a procrea, nimic altceva. Și văd că deja sexul în sine, relațiile sexuale extraconjugale, au început să fie ascunse și pedepsite, pedepsite cu moarte. Așa le văd. Ok, mergem mai departe. Termenul homosexualitate datează din a doua jumătate a secolului XIX. Observă din punct de vedere ezoteric necesitatea pe care o are societatea de a inventa acest termen pentru a defini orientarea sexuală a unei persoane. Eu văd că termenul ăsta homosexual e o, un termen creat pentru a-i da o catalogare științifică. Pentru că până atunci aveau tot felul de nume care nu sunau bine din punct de vedere științific. Numele științifice trebuie să fie, aibă ceva de latină, nu într-un nume homosexual, homo. Deci se dea un nume științific care să figureze în cărțile de, de știință. Nu? În schimb, înainte se utilizau tot felul de, de nume vulgare. Vulgare. Eu așa o văd. Ok. Acum, compară sexualitatea vremurilor trecute cu cea actuală din punct de vedere a planului fizic și metafizic. La 3. 1, 2, 3. Acum văd că umanii au preluat și-au redobândit puterea de a decide. Puterea de a decide, nu toți, bineînțeles, în funcție de credințe, văd. În funcție de credințe, de credințele, de societatea unde se nasc. Pentru că dacă se nasc într-o societate liberă, cum e a noastră acum, își pot exprima liberul arbitru și se pot manifesta. Da, a fost decis să mă nasc femeie, dar eu vreau să... fiu bărbat, atunci acționez ca un bărbat, eu decid, liberul meu arbitru și susține societatea. Deci societatea noastră liberă e posibil. În alte societăți se moare și acum pentru faptul că are altfel de orientări și m-am pierdut că nu mai știu ce era. Deci asta și pe urmă trebuia să mă... Plan metafizic. În metafizic. În metafizic văd la fel o... o răzvrătire, văd. Deja din momentul reîncarnării văd o răzvrătire. O, ca și cum ar ajunge niște informații în partea subliminală, ca și cum ar fi intrat în niște...
în precedent, în viața trecută, ar fi intrat în contact cu niște informații care au aprins în el, ca și cum ar fi aprins în el, scânteia asta de a se răzvrăti, de a nu face ceea ce devine impus, de a decide diferit. Am terminat partea fixul să intervin aici, pentru că se leagă cu întrebările din capul meu. Observă această informație care intră în contact cu persoanele sau cu persoana pe care o ai. Nu știu ce vezi tu. Da, eu, da. Ce vezi exact? O persoană sau persoane? Nu, văd o persoană care e cât de cât din timpurile noastre. Perfect. Adică observă din informația noastră. Observă cum vine informația și acum blochează timpul și mergi la sursa informației din partea cealaltă. Deci deja informația îi vine din timpul vieții, da, și văd o persoană care și-a trăit viața în timp în jurul anilor 60, 1960, în America, când era boom-ul ăsta de libertate, flower power, toată deschiderea asta. A trăit ca femeie, tânjind să fie bărbat, dar nu a putut să se manifeste. Și așa a trăit viața ei ca femeie. Deja a intrat în contact cu informațiile astea de a fi altceva, de a se răzvrăti, de a schimba. A văzut pe alții care au avut curajul de a se schimba și deja din timpul vieții a decis că dacă va ajunge la reîncarnare să-i se hotărească tipul, ea va schimba, va avea și ea curajul ăsta și va schimba pe parcurs genul. Deci o văd pregătită așa. Foarte frumos. Dar mi-ai vorbit despre o societate liberă din punctul... Da. Nu știu din ce punct de vedere. Mi-ai vorbit mai despre... liber decât... Bun, glumesc, Mariște. Alții. Bun. Suntem într-o societate democratică, cu iluzia că omul are dreptul la orice. Știm că da, în partea noastră de populație nu toți au o parte subliminală. Da. Și cei fără parte subliminală creează efectul de turmă. Da? Da. Bun. Hai să observăm în vremurile noastre de ce această necesitate în cadrul tinerilor de a fi, eu o să mă refer la non-binari. Observă energia, observă metafizic, ce se întâmplă în metafizic cu această mișcare, observă toată această energie, tot acest cumul. Eu sunt non-binar. Ce produce? Eu văd o mișcare, mișcare energetică, care e contagioasă. Eu tot o văd ca pe o răzvrătire. Nu e mai o răzvrătire a genului sexual, e o răzvrătire în general, de a nu mai sta la condiții, de a da, se revolta. Bun. Și dar de ce se revoltează aici? De ce revolta pe... Bun, răzvătirea asta o simțim cu toți, o simt și tu, o simt și eu. De ce există... Observă dacă în această mișcare există sau nu manipulare, deja. Bine, e general, știu. Păi exact. Deci poate să fie și manipulare, dacă o luăm pe personal. Bun, hai să o luăm pe manipulare. Sunt care, bineînțeles, nu o să generalizăm, sunt cazuri unde nu există manipulare, bineînțeles. Hai să mergem pe cazurile unde este manipulare. Și dacă luăm pe cazurile unde e manipulare, deja aici sunt interferențe, văd. Deci aici sunt interferențe, scopul e de a produce suferință în jurul ceilalți din jur, dar și a persoanei în cauză, pentru că o viață ușoară el nu o are. E plină de suferințe, deja din copilărie încep actele de bulism, vine tratat rău, suferință, de depresie, teroare, deci frică, părinții nu sunt bine, deci în general tot ce le înconjoară e o producere de suferință, o da, energie. Pentru că te conectezi pe persoană, da. Ah, ok, perfect. O producere de energie atât din partea interesată, dar și cei din partea din jurul lui, ca începe părinții, prietenii, rude, toți, și aici o concentrare,
bunicii, o concentrare mare de energie, suferință, suferință în general. Dar persoana care o văd așa manipulată, nu o văd departe, că la un moment dat o văd suferință, suferință, boală, deci boală, anorexie, bulimie, anorexie, boală, depresie, schizofrenie, deci poate să fie Da, chiar impact în fizic, cu posedat, impact în deci fizic. cu posedare sau cu din contră, cu mai rău, cu portale vii. Deci o persoană manipulată, deci se complică pe parcurs. În schimb, o persoană puțin manipulată, puțin manipulată sau nemanipulată, care reușește să țină piept, îl văd și mulți așa, deci mulți așa, care în gravitatea asta situații, vin deci vorbesc acum de o categorie care vine deja programată să fie în tipul ăsta. Bun. De transexual cu o viață grea, care reușesc pe parcurs Eu vorbesc de să schimbă non-binar. cărțile. Eu vorbesc de non-binar. Non-binarii sunt aia care nu sunt Nici, nici, nici nici, că nici nici. una, nici alta sau cu toți. Nici cu ăla, nici cu ăla Nici sau cu școala, ăla și exact. cu ăla. Cu toți. Oricum, eu sufer, sunt programat să aibă o viață de Da, suferință. asta la nivel de persoană. Pe mine mă interesează ce se întâmplă la nivel global, ca să zic așa, astăzi, ce produce această mișcare energetic la nivel global. Deci dacă nu sunt manipulați la nivel global, produce o revoluție. O revoluție care pleacă de la cel mai mic. Deci curajul ăsta de a-și declara orientamentul, non-orientamentul și Orientare, da? orientarea și neorientarea, deci ceea ce sunt, ceea ce nu sunt. Deci au curajul de a-l declara și de aici văd ca pe o tornadă, în mijloc o văd ca schimbarea asta orientamentului sexual, orientarea sexuală. Dar de aici se atașează alte revoluții. Revoluții de a ține piept, de a merge împotriva curentului, de a interzice, de a nu, de exemplu, A tot oamenilor aici, da, tot a aici ține văd piept, de a da? ține piept, văd aici, de exemplu, de a ține piept vaccinării, una dintre ele, de a ține piept. Dar la non-binaritate sau homo, nu contează, orientare sexuală. Da. Când spui văd o mișcare de a ține piept, pe cine vezi în această mișcare? Deci cine e în mișcarea asta? De a ține, de a Tot părți subliminale împiedica, sunt. de a Dar le împiedica. văd în părțile astea subliminale, le văd niște părți subliminale care sunt veniți deja să zic că sunt la prima, a doua reîncarnare pe pământ, vin de undeva din afara pământ, din altă Despre care parte, părți vorbești, rog, spune-mi subliminale că n-am înțeles. de părțile subliminale de care vorbesc, care aduc revoluția A, asta, care aduc eu. revoluția, nu care țin piept, ok? Nu, și revoluția e tot ca o ținere de piept, da? Deci Ok. țin piept forțelor celor care impun, nu? Celorlalți. Da? Și aduc în acel timp o mișcare de revoluție, mișcarea de revoluție, de a ține piept, de a se contrazice cu ei De nu și a văd intra că într-o normalitate a societății de astăzi. și de a ține piept, de a Și a ține piept, schimba da. Da, societatea. da, da. Bun, ok. Nu numai de a rămâne ferm pe poziție, dar și de a schimba și de a produce o mișcare în jurul lor, alții care se atașează lor. Deci de asta o văd ca pe o tornadă. La început e numai unul, după care îi trag după ei și pe alții cu gândirea lor, cu mișcarea lor și pe alții care la început nu aveau curajul, nu aveau informația că se pot rebela, că se Rezolta. pot ține piept la ceilalți, se pot revolta. Iar ăștia pe care îi văd eu așa sunt ca și cum ar fi niște părți subliminale la prima, a doua reîncarnare pe pământ care vin special de la alte vieți în altă parte, vin chiar cu scopul ăsta aici. Deci, îi văd acei copii
indigo, copii stelari, copii... Perfect. Acum hai să mergem mai departe, printr-o comparare, comparații. Mi-ai vorbit despre momentul în care religia interzice tot ce legat de orientare sexuală, în afară de activitatea sexuală în cuplu, în căsătorie. Hai să vedem ce produce, din punct de vedere metafizic, această schimbare după interzicere. Observă. În metafizic? Uh-huh. Energetic, metafizic. Eu văd o, da? O conectare la un, uh-huh, un egregor cu scurgere de energie. Da? Ce fel de energie? Depinde? Văd pe toate trei, dar sunt în proporții diferite. În primul și în primul rând de sexuală, pe urmă emoțională și pe urmă văd mentală. Bun. Tot cum acționează în strânsă colaborare toate trei, perfect, toate trei energiile. Hai să vedem un pic la o persoană anume. O să revenim. O persoană, avem un bărbat, o să luăm un bărbat și apoi o femeie, un bărbat în abstinență. El este în abstinență sexuală. Nu este căsătorit, ascultă de biserică. Asta e mai la început. Observă energia lui sexuală în abstinență fizică. Cum o vezi? Că stă să explodeze. Cum îi vezi corpul sexual? Ca pe un butoi de pulbere. Bun. Ce provoacă acest? Pentru că avem și în New Age, avem în New Age această, sau chiar și în alte religii, în taoism, cred, această idee de a nu face sex, exact, pentru că sexul. Bun. Hai să vedem corpul lui sexual în legătură cu celelalte corpuri energetice. Văd o o alterare energiei sexuale, ca și cum și-ar schimba culoarea, nu mai pe o culoare vie, fluidă, vie, sănătoasă, o văd ca și cum ar fi stagnată, ca pe un sânge închegat, stagnat, deja aproape de putrefacție. Schimbă culoarea, consistența și văd că oricum, el fiind legat de către o credință, de către o concepție, schimbarea asta de culoare, de energie, de frecvență, vine extrasă. Exact. Extrasă și folosită. Uh-huh. Deci extrasă și folosită, dar în situația asta, fiind schimbată, deci e transformarea asta e deja făcută în interior. Deci faptul, abstinența schimbă. Dar eu vreau să zic că sunt puțini care reușesc să facă abstinență totală. Da, știu. Dar am vrut să iau cazul ăsta de abstinență. Pentru că văd altceva. Da. Oricine ar zice. Nu, dar luăm un caz de abstinență în acel moment. Nu, într-un moment în care persoana este abstinent. Vreau să verifici aici, pe acest exemplu, acest exemplar, încă în abstinență, când energia sexuală este acumulată în exces, vreau să observ puterea de creație a acestei persoane. Eu văd puterea de creație în fizic. Da. Uh-huh. Eu văd puterea de creație strangulată, diminuită, ca și cum ar avea frâna de mână trasă, stagnantă. Din ce cauză? Pentru că logic ar fi să spunem cât mai multă energie sexuală, cât mai multă putere de creație, nu? Asta ar fi logica de, noastră. Energia sexuală, ca să fie creativă, trebuie să aibă și consistența și frecvența și fluiditatea necesară și fluiditatea și culoarea, deci să fie sănătoasă. Eu văd acum ca pe un...
O compar cu sângele, ca asta îl văd. Una e un sânge frumos, arterios, care curge și deschis la pompează și culoare și e circulă. Și, și alta e un sânge venos. Stagnant, venos către cangrenă, către deja care e stagnant, e închis, nu mai circulă, nu mai are viteza, schimbă culoarea, da, consistența, viscozitatea, deci, și schimbă și mirosul și calitatea, deci schimbă tot și nu mai are același caracter. Primul spune clar că e nu mai are aceeași viguros. Funcție, nu mai are același scop. Nu mai are același scop pentru noi, dar are scopul pentru exact. Altul. Deci. Bun. Deci, aici vorbim despre o abstinență dată de religie, da? Am vorbit de egregor, deci știm, avem egregor, avem credință. Eu văd credință. Și abstinența asta, o văd mult către... conduce mult către depresie, către interiorizare. Stai că vreau să ajung în altă parte. Da. Vreau să observi, mi-ai vorbit de un egregor, deci clar avem o credință în corpul mental. Da. Avem un program mental care leagă da. De egregor. Și suntem pe religie, aici mi-ai spus, da? Vorbim, da. Eu ți-am spus, de fapt. Vreau să observi ce impact are dacă acest program mental are impact asupra energiei sexuale. Deci programul mental are impact da. Asupra energiei Bun. Sexuale, da? Bun. Aici suntem în religie, religia ortodoxă, catolică, etc. Și acum hai să găsim un bărbat în abstinență care face parte din taoism, da? Care este cu totul altceva decât știu eu. Observă. Are și el o credință, este și el legat la un egregor. Observă dacă acest program acționează la fel pe energia aici sexuală. Aici îl văd diferit. Îl văd diferit pentru că în religie acționează ca pe o vină, ca pe o pedeapsă. În schimb, în taoism o văd că acționează ca o îmbunătățire a performanței în general, o îmbunătățire a stilului de viață, îmbunătățește o fluiditate, o conectare între parte fizică și partea metafizică. O văd ca o prelungire, ca un punte între fizic și metafizic, ca o cale de acces către metafizic. Deja aici, energia sexuală e fluidă, e transparentă, e colorată, e orientată ca și cum ar fi nu că dăruită, e intenționată. Intenția e de a crea puntele între fizic și metafizic, deci e un punte. Creează, de fapt, abstinența asta nu e că o abstinență din vină ca în partea astrală, e o abstinență de a crea energia asta, creează un punte între cele două părți. E diferită. E diferit. Puterea de creație a unei persoane din acest tip de egregor, ca să zic așa? O văd mult mai mare, dar o văd legată mult de... Deci puterea de creație multă concentrată pe întrepătrunderea asta a lumilor, fizic și metafizic. Deci e totul mult mai posibil. Parcă toate percepțiile sunt deschise. Diferența între fizic și metafizic se diminuează, nu mai atât de prăpăstioasă cum e la noi. La noi nici nu există. E greu de... Deci lumile astea sunt foarte separate la noi. În schimb, la ei se întrepătrund lumile astea. Deci fizicul, metafizicul. Și ce, să zic, îi provoacă, între ghilimele, îi provoacă această îmbinare? Ce aduce ca și beneficiu? Au altfel de concepții. Noi suntem atașați mult de material, în schimb ei nu sunt pe material. Deci nu sunt concentrați, nu au ego atât de mare. Nu le aduce... Deci beneficiile sunt puterea asta de a trece din fizic metafizic, de a se conecta în partea cealaltă, de a
avea fluiditate între cele două planuri. De a uni cele două planuri. Nu le aducem pe ego nimic, că nu le trebuie nici mâncare, nici casă, nici masă, nici bani. Deci ei sunt fericiți așa cum sunt. Și fericirea crește cu cât reușesc mai mult să se întrepătundă cu metafizicul. Deci scopul lor e metafizicul. Bun, perfect. Te conectează de aici. În prezent. În prezent, dacă ar fi simbolic, să-și cer o cifră, procentaj, pardon, între persoanele care aleg homosexualitatea ca și experiență liberă și cei care, celor care sunt induși în pre-reîncarnare, care ar fi procentajul liber și indus astăzi pe Terra? Deci dacă e să generalizezi toată Terra, procentajul e... Deci cei liberi e mic procentajul. Uh-huh. Cei induși e mai mare, generalizând toată Terra. Dar dacă mă concentrez numai pe... Dacă mă uit numai pe țările dezvoltate, care sunt în libere, care sunt așa zise libere, în care... Există democrație atât cât e democrație. Aici văd mai procentajul se inversează, adică cei care aleg să fie liberi, să fie homosexuali, schimbă ei cărțile pe parcurs, îl văd mai mare aici la noi. Și îl văd deci eu îi văd în total, în general. Mhm. Îi văd pe general, deci 100%, deci dintr-un total, lume normală, lume homosexuală, lume indusă să fie homosexual. Deci cei care se răzvrătesc îi văd în jur de 25%, cei care în schimb vin programați să fie homosexuali îi văd în jur de 10%, iar restul îi văd normali, experiențe de normale. Bun, hai că mai multe întrebări se operând. Persoanele care aleg homosexualitatea liber, din punct de vedere metafizic, au ceva exclusiv sau nu față de o persoană hetero? Dacă au ceva în plus, au ceva aparte. Ceva aparte decât unul hetero? Da, dacă au ceva specific, scuză-mă, asta era. Există o specificitate energetică sau metafizică a unei părți subliminale care alege homosexualitatea? E ceva. La ce nivel? E ceva și la nivel de ADN e ceva. Da. Ce anu? Deci cei care aleg liber la nivel de ADN văd ca o sclipire, o văd ca niște puncte de diamante, ca niște... Atinge. Nu-i văd umani 100%, îi văd ca și cum ar aparține de pe altă planetă, deci nu ar fi chiar umani 100%. Da, dacă ar fi și să reconstruiești forma originală doar după acea informație genetică de cristal, de parcă ai spus. Da, cum ar arăta? De diamantele văd. De diamant, pardon. Care le oferă o rezistență la intemperii, la răutate, la programe, la la egregoare, la le oferă o rezistență, un scud. O protecție. Și îi văd din afară, îi văd ca și cum ar fi ales să vină aici. Pe diferite planete îi văd. Ok, deci nu este doar una. Nu, sunt mai multe. Diferite. Uh-huh. Mai multe planete care îi văd ca și cum ar fi într-o asociație, nu știu. Ca și cum ar fi în ceva, într-o colaborare între ele, care trimit periodic
spărți subliminale, deci care să facă experiență pe pământ, dar cu experiența lor pe pământ să creeze o rezistență, o revoluție, ceva care creeze o scânteie, care, iar scânteia asta să declanșeze o reacție în lanț, să contamineze și pe cei din jur și să le trezească niște sentimente, niște proprietăți care erau adormentate, erau adormite, adormite. Da, scuzați-mă că vorbesc italian. Ok, da. Bun. Cam așa le văd. Deci ca și cum ei intră în contact cu părți subliminale care deja au multe experiențe, multe vieți pe pământ, dar ei care cine? Cu Vreau ce ai... vreau să știu cine sunt ei. Și părțile astea subliminale de pe ce planete vin? Văd Spun, de pe ei intră în contact, mi-ai spus. Ei intră în contact cu da, aceste sunt niște... părți subliminale. Ei. Nu, ei sunt părțile astea subliminale care vin de pe alte planete, care vin exact cu... Deci ei nu au mai avut experiențe pe pământ, vin de pe alte planete. Poate să fie la prima sau la a doua experiență, maxim trei experiențe. Dar cu cât se încep să facă experiențe pe pământ, încep să-și piardă din rezistența asta a lor, din sclipirea asta a lor, pentru că încep să facă karme și ei, să facă experiențe, să devină atacabili. Zicem că la prima experiență e cea mai puternică, cea mai importantă, în care reușesc să contamineze și pe cei din jur, să le dea o sclipire, ca și cum le-a dat un scurt circuit de a se trezi, de a produce ceva în ei, de a trezi, de aici trezirea asta în general, de a spune întrebări, de a căuta, de conectează. Da. De conectează. Bun. Acum vă face o călătorie îndepărtată, Mari. Spunem dacă corpul uman a fost dintotdeauna capabil să se reproducă, felul în care ne reproducem asta. Deci dacă ne referim corpul uman înainte sau după? Deci corpul uman, dacă reluăm corpul uman original. Da, acolo vreau să merg. Ne ducem deja în preistorie, unde omul uman e, deci Homo sapiens este deja mai încoace, Homo habilis, Homo, deci da, reproducerea în modul ăsta. Reproduce sexuată. Sexuală, da. Și deci asta a fost dintotdeauna, reproducere. Dintotdeauna. Dintotdeauna, da. Da. Bun. Observ. Cum ajungem la... Da? A fost dintotdeauna. Dintotdeauna. Ajungem în s-a momentul, schimbat vreun moment? În momentul în care a fost schimbarea genetică, când s-a lucrat pe ADN-ul și s-a schimbat și a apărut primii adamiți, aici s-a întrerupt. Sunt două categorii în același timp, eu le văd. Deci cei care sunt urmașii lui Homo sapiens într-o parte, și apare a doua categorie de oameni prelucrați, modificați genetic, care deci cei modificați genetic la început, dar la început înseamnă o perioadă destul de lungă pentru noi, sute de ani, deci pentru noi, nu se mai reproduceau, nu reușeau să se reproducă cum se reproduc ceilalți pe cale naturală, deci nu se reproduceau și veneau mereu modificați. Luați din ăștia, din Homo sapiens, din partea asta la altă, modificați genetici și reușeau să reproducă. Să reproducă. Deci erau, da, deci nu se reproduceau, deloc. Nu aveau funcția asta. Erau sterili, nu reușeau să se reproducă. Deci le-a trebuit mult să ajung să lucreze până au ajuns în sfârșit să creeze niște copii care reușesc, niște cupluri care reușesc să se reproducă în mod, să zicem, natural, în contact sexual. Deci, dar au avut mult de lucru până au ajuns aici. În schimb, în contemporan mergea și pe partea asta la altă, urmașii lui Homo sapiens erau mulți. Deci în contemporan eu văd cei prelucrați genetic și urmașii lui Homo sapiens care erau mulți.
Observă în cealaltă parte cei prelucrași genetic, care încă nu se puteau reproduce normal, biologic, observă dacă aveau părți subliminale. La început, nu. Nu. La început, nu. Funcția de reproducere biologică de astăzi este sau nu unul din criteriu pentru alipirea părții subliminale de un corp uman? Acum nu mai. Acum nu mai. De ce acum nu mai? Deci încetul cu încetul, reproducerea asta naturală. Deci tu asta m-ai întrebat, nu? Dacă în prezent reproducerea naturală de astăzi este un criteriu pentru ca parte subliminală nu, să se intre... Nu, mai e un, nu mai e un criteriu, s-a schimbat pe parcurs, nu mai e un criteriu. O parte subliminală intră și într-un embrion reprodus pe cale artificială... Nu asta. O entitate umană, o entitate cu un corp fizic, care nu se poate, nu uman, o entitate oarecare, cu un corp fizic, care nu se poate reproduce în mod natural. Există o regulă generală să aibă o parte subliminală sau nu, sau diferă? Eu văd, nu văd părți subliminale în partea asta. Ce înseamnă pierderea? Pierderea posibilității de a reproduce, de a te reproduce biologic din punct de vedere metafizic. Deci, din punct de vedere metafizic, nu, deci văd, eu văd altceva. Spune ceva. Eu ceea ce văd, văd o evoluție. Uh-huh. Deci văd o evoluție în care partea subliminală intră și într-un... Important e să fie ADN uman. Intră uh-huh. într-un corp cu ADN uman, chiar dacă nu, e, nu s-a creat în... s-a procreat din, în, pe cale naturală, ceea ce zicem noi. Da, asta e clar. Asta e clar. Deci intră și într-o parte, într-un corp creat în mod artificial, dar genele sunt când, naturale. Când de la un când uman arti- și un alt când, uman, creat și în laborator. Când spui artificial, spui FIV, spui inseminare, dar asta știm. Spui bun, FIV, asta știm. Dar nu numai asta, pentru că oricum, făcând așa, embrionul vine implantat în uterul mamei și e o semi, ceva semi-natural. Dar o văd deja în viitor, deci partea asta cu uterul mamei vine schimbat în timp. Nu mai există partea asta cu uterul. Deci se înlocuiește uterul. Uterul devine ceva artificial. Dar celulele sunt de la mama și de la Dar tata. Celulele sunt exact. Celulele sunt de la un uman și de la una o umană. Deci mamă, tată, unite între de acord. Ele și... Și aici intră dubiu. Partea subliminală. Bun. Nu aveam niciun dubiu aici. Întrebarea mea este... Vedem în sesiuni, ca să-ți explic de ce mă gândesc așa, de ce am întrebarea asta. Vedem în sesiuni, și eu mai întind uneori o capcană așa, entități care se prezintă și se dau fabuloase, bun, dar care nu se pot reproduce. Da. Întrebarea mea este, funcția de reproducere a oricărei entități, umane sau non-umane, reprezintă un criteriu obligatoriu pentru o parte subliminală? Da sau nu? Sau doar parțial? Pare că da. Putem spune, de exemplu, general, că o entitate care nu se poate reproduce natural nu are parte subliminală? Deci da. Ok. Exact. Da. Reproducerea o văd ca pe o reproducerea, că e artificială, că e naturală, cum am zis, artificială în sensul cum am zis mai înainte. E un început și care are un început și care are un sfârșit. Deci există posibilitatea de a face experiențe. Experiențele le faci într-un corp care are un început și un sfârșit. Deci există o
o limită. În schimb, cei care nu se reproduc în partea cealaltă încearcă să-și prelungească cât mai mult existența. Existența și încearcă tot felul de tertripuri, de, de a înșela, de a prelungi, de a cât mai mult ceea ce au până în momentul de față. Fiind conștienți că la un moment dat nu pot să o mai prelungească la infinit, dar încearcă tot felul de asta și experiențele, văd experiențe de a introduce o parte subliminală, de a avea imortalitate, de a își pune memoria într-un creier uman. Deci încearcă în toate felurile să devină ceea ce suntem noi, de fapt, să devină... Nemuritori. Da. Da, așa o văd. Bun. Eu să număr de la 1 la 3 și dacă există, se va prezenta în fața ta o entitate cu parte subliminală hermafrodită. O parte subliminală, entitate hermafrodită. Corp Am metafizic ceva. Sau fizic? În metafizic văd. Ok. Cum e... vezi, da? Are caracteristici. Eu văd un pleiadian, spun. E un pleiadian. Cum? E de o frumusețe extraordinară. Nici femeie, nici bărbat. E ceva extraordinar. De corecte astea mai... Bun, deci nu e nici femeie, nici bărbat. Vreau e ceva extraordinar. Vreau să-mi spui cum se reproduce acest pleiadian. Cu parte subliminală. Atenție, da? Are parte subliminală, da. Are, da? Bun. Cum se reproduce? Pentru că e hermafrodit, nu-l văd că se reproduce el. Cum are loc dezvoltarea speciei lui dacă nu se reproduce? Continuare. Și aici există o diferență și ei sunt diferențiați pe genere sexual. Pe gen. Dar ei văd deja evoluați, sunt atât de evoluați încât nu mai fac efectiv continuarea speciei. Ca noi, da. O văd, sunt pe manipulări genetice, ei deja o fac. Văd că țin mereu sub control numărul. Deci ei nu trebuie să coboare sub un număr de populație, dar nici să depășească un număr de populație. Bun, și cum adaugă? Când e să adauge, văd o, ca și cum s-ar duce la magazin, la o structură. Magazin e prea răspuns. Ca și cum ar face o cerere. O cerere că aș vrea și eu să am. Ok, dar suntem în metafizic, ai spus, totuși aici. Deci se schimbă oricum regulile. Nu sunt aceeași reguli ca și în fizic. Eu le văd în metafizic, dar le văd de tipul ăsta și... El văd dacă numerul permite, da, dar nu există, văd că nu există dorința asta maternă ca la noi. Deci, da, lipsește ăsta. Ceva. Observ, da, în corpul există corp emoțional la această entitate? Da, există corp emoțional, dar văd că sunt multe din emoții, emoțiile, mai ales emoțiile astea care creează dependență, le văd eliminate. Da? Deci și emoția asta de a deveni părinte, emoție care creează dependență. Deci creează dependență, favorizează contracte, favorizează o coborâre de frecvență, deschide o poartă către și o fugă. Și o fugă. Bun. Deconectează de aici, mare. Bun. Dacă toți suntem pe non-binar, pe intersexualitate sau hermafrodit, de când există astfel de cazuri pe Terra? Tot din preistorie. Bun. Care a fost perioada cea mai cu cazuri cele mai multe? Mi-a venit Atlantide. Ah, ok. Interesant. Da, n-am mai fost niciodată pe acolo, acum mai văd.
Ei erau? Ei din Deci Atlantida? ei văd, da, erau foarte libertini în orice. Deci acolo sentimentul de Vinovăți vinovăție, de nu rușine există. nu exista. Văd o activitate sexuală de toate tipurile, printre care și binari, non-binari, hermafrodiți, nehermafrodiți, animale, nu conta. Deci era ceva fericire totală. Cum vezi conștiința colectivă atunci? Există o conștiință colectivă, clar. Da, îi văd o stare de plăcere, de a crea plăcere, deci normală, de normalitate. De a se... Văd, era ceva normal să te adaugi la o petrecere de genul ăsta, pentru că îți crea... ca și cum îți crea serotonină. Ok. Deci este benefic, da? Bun. Da. Am văzut toate cazurile, am văzut că suntem pe o parte bună. Acum vedem că religia, mergem în perioada din nou în care religia interzice homosexualitatea, interzice tot ce e în afară. Aici văd teroare. Aici văd o teroare și o atmosferă neagră, grea. Deci, omul are și instincte animale. Da? Nu mai suntem partea de plăcere, suntem partea de a nega, de a nega un instinct, de a nega o emoție, de a nega ceva. Observă conștiința colectivă. Aici, în conștiința colectivă, o văd o văd ca și cum ar fi închisă, prizonieră, ținută prizonieră, obstruită, întunecată, predomină sentimentul de vinovăție. Deci, de nici nu a vorbit de așa ceva, deci nici nu te gândi la așa ceva. Deci, interzis, păcatul, este interzis, total. Păcatul absolut și faptul de a te gândi la așa ceva era un păcat extrem de mare. Deci, ca pe ceva cât mai închis posibil, cât mai oprimant, cât mai pedepsitor, teroare. Bun. Este o idee genială de a obține energie negativă. Cui aparține această idee? Mi-a venit imediat Anunnaki. Deci un mod de a obține energie gratis, creând religii și creând reguli. Bun. Reguli. Bun, religia a existat de mult înainte. Bun. Acum... Regulile ce înseamnă? Toate regulile sunt cam de limitare, de excludere, de înlăturare. Etichetare, de tabere, de... Acum în prezent, observ de conectea asta aici, mergem în prezent conștiința colectivă. Acum avem în conștiința colectivă regulile religiei și această generație nouă care vine și se impune. Cum vezi tu această mișcare? Ce produce, ce produc aceste două mișcări în conștiința colectivă? Văd în... văd două tabere de conștiințe colective. Deci văd tabera celor religioși, celor care sunt fanatici, celor văd oprimată, stinsă, ca și cum ar fierbe într-o oală, ca și cum ar sta să explodeze, dar într-un mod negativ, în război. Și pe cei care sunt în liberi, ei văd din contră, într-o lumină extraordinară, care orbește. Lumina asta a lor îi orbește pe ăștia cu care sunt fanatici în fanatism. Și aici mi se văd un război care stă să se... Perfect. Bun. Un război între ei. De ce până acum, nu mult timp, această mișcare nu a putut exista și astăzi o vedem din ce în ce mai dezvoltată. Observă cu atenție mare. E infiltrarea asta între uman și altor părți subliminale care produc trezire. De ce aceste părți subliminale? De ce vin tocmai acum? Care este cauza? Văd pământul înainte.
Pământul înainte de venirea lor, deci venirea lor o văd cam din secolul trecut, înseamnă 1900, cam după al doilea război mondial văd venirea lor. Și înainte de asta văd atmosfera asta frecvențială a Pământului, o văd toată neagră, oprimantă, ca și cum ar închide Pământul, l-ar oprima, l-ar comprensa, l-ar strânge, l-ar sugruma. Și cred că a atins o limită, mai mult de atât nu putea să se ducă, să se oprime, să se închidă. Deci cred că a ajuns la limita de cea mai joasă, deci mai jos de atât era pe punctul de a exploda, ceva de genul ăsta. Și văd că frecvențele astea ale Pământului oprimat se risipesc în univers și dereglează în univers și creează un dezechilibru. Și dezechilibrul ăsta al universului a produs un reechilibru. Chemarea asta, chemarea asta de altceva, de a reechilibra. Deci e ca și cum ar fi fost un urlet de ajutor și văd că din exterior a venit ajutorul. Dar de ce a venit ajutorul? Nu că le era milă de pământ. Și nu, ce pentru să spun, că era un dezechilibru afecta, în tot universul, da, în tot, toată tot imaginea. Asta e concluzia. Nu e că le părea lor rău de noi. E că dezechilibra și restul și atunci, ca să nu se dezechilibreze restul, s-au unit și hai să trimitem să creeze ca niște semințe, ca niște scântei pe aici, pe acolo, de trezire, de zvâcnire. Și văd că a avut efectul deziderat, deci zvâcnirea asta a început să apară prin diferite... Deci o văd uniformă pe tot Pământul, ca și cum s-ar fi dorit uniformizarea asta, pentru a da niște impulsuri Pământului de a se curăța, de a ieși din subrugarea asta. Deci, mari. Știi că eu sunt avocatul diavolului. Bun, între ghilimele, să nu se înțeleagă. Ce vreau să întreb? Bun, această mișcare, din ce vedem noi până acum, este o mișcare benefică. Benefică Pământului, energiei Pământului. Atunci eu vreau să te întreb. Știm că mass media este foarte controlată astăzi. Da? Bun, da, suntem da. De acord. Atunci, dacă este atât de benefică și mass media este atât de controlată, de ce mass media propulsează atât de tare această mișcare? Nu toată mass media o propulsează. Nu toată mass media o propulsează. Deci mass media care propulsează, o văd doar 30% din restul care funcționează pe invers, care controlată și manipulează. Deci ăștia 30% din tot Pământul, deci nu e mult, e puțin, dar ăsta 30%, mass media asta care reușește să străbată controalele, se asociază, e tot o asociere de a susține trezirea asta de masă, asumându-și riscurile, pentru că cine reușește să promoveze, atrage niște consecințe devastante, pentru că văd din mass media liberă mici reporteri, mici ziariști care, mai auzi? Da. Care reușesc să divulge, să elibereze o idee de tipul ăsta, îi văd după aceea că vin manipulați, controlați, amenințați că le omoară familiile și în final îi văd mulți dintre ei ca un sfârșit tragic, în general accidente, sinucideri, droguri. Deci nu e chiar așa cum pare. Nu e că mass media e liberă. Mass media nu e liberă.
Păi nu e liberă, nu. Controlată. Cei care reușesc să spună sunt cei, mulți din ei sunt chiar spirite din astea, de spirite, părți subliminale care au venit cu scopul ăsta de a trezi. Acum facem verificarea încă o dată, altfel, cu altfel de întrebări. Știm că aceste entități care controlează, da? Noi suntem puternici, noi suntem putere, ei au putere. Ce înseamnă asta? Noi suntem, ei au, adică au tehnologie, sunt avansați tehnologic și în cunoștințe. Bun. Deci suntem în fața unor entități, unele dintre ele, nu toate, foarte inteligente. Observă dacă această mișcare va fi folosită sau este această mișcare benefică este deja folosită sau va fi folosită și într-un scop negativ de aceste entități inteligente. Normal, dacă sunt atât de inteligente, s-au gândit deja la ceva de genul ăsta. Da, ei s-au gândit și încearcă. Cum? Încearcă în toate felurile să devieze. Da. Cum? Prin intensificarea acțiunilor antagoniste, adică persoane care se trezesc apar să intensifică activitățile religioșilor. Nu, aceeași idee. Și... Nu, rămâi acolo. Aceeași idee. Să folosească. Exact. Exact, celălalt. Ai vorbit despre, pentru că mi-ai vorbit despre contracte. Ai vorbit despre contractele de la reîncarnare. Un exemplu poate fi. Da. De ce îi folosesc? Bun, pentru a produce suferință, mi-ai spus. Da. Dar există și o fațetă aceeași idei benefice transformată în ceva negativ? Vorbim de entități mult mai inteligente decât reptilieni. Da sau nu? Poate că nu. E un parțial, da. Uh-huh. Un parțial, da. Dar văd că ideea asta de a folosi, de a schimba sensul din benefic în nebenefic, de a schimba pe invers, de a duce pe negativ, o fac într-o proporție de 50%, dar tot mai rămâne 50% care reușește să producă scântei. Scântei, da. Da. Scântei de trezire, scântei de contaminare. Nu reușesc oricum nu reușesc să facă ceea să ce vor ei. Asta da, ăsta. Sunt de acord. Bun. Da. Acum deci ne decon... o folosesc. Bun. Ne deconectăm un pic de aici și hai să mai vedem ceva ce este interesant. Hai să vedem care sunt efectele unei schimbări de sex, operații de schimbări, o vaginoplastie și nu numai, o schimbare de sex totală fizică asupra unei părți subliminale și a corpurilor energetice. Văd că, deci corpul emoțional îl văd și corpul mental îi văd foarte stresate, să zicem, foarte în activitate, dar pe o activitate stresantă. Și uh-huh. Corpul mental îl văd plin de programe care lucrează în contrast cu alte programe. Deci există în paralel programe, sensul ăsta de libertate, dar care vine o contrastat de programe pe contrastante. Iar pe emoțional văd că emoțiile sunt exacerbate, sunt mărite la maxim, ori sunt pe pozitiv, ori pe negativ, ori e euforie totală, ori e depresie totală. Deci sunt foarte stimulate astea două și iarăși pe corpul sexual îl văd o modificare în un sens de libertate, de recuperare, toată libertatea pierdută care nu a avut-o până acum, o mărire de activitate dorită aici, o văd. Uh-huh. Mărire de libertate dorită. Întrebarea mea este, poate e o întrebare prea umană.
partea subliminală, ce caracteristici are, feminine sau, de exemplu, dacă se face o schimbare de sex la femeie, la bărbat? Tu ești femeie și vrei să devii bărbat. Dorința ta, partea subliminală, ce caracteristici are? Eu nu o văd nici bărbat, nici femeie. Nici femeie. Deci o vezi non-sexuată ca și înainte. Da. Deci o văd, nu e nimic. Deci avansează, nici. Avansează timpul, s-a avansat timpul după o operație de acest gen și vezi dacă ia caracteristici. Nu. Nu. Și care totuși este explicația? De ce rămâne fără caracteristici dacă totuși partea fizică este îndemnată spre o dorință de a schimba sexul? De unde vine această... De unde vine dorința de a schimba sexul? Eu văd ca pe o răzvrătire, eu pe aia o văd. Nu văd. Și atunci, ok. Și atunci ce partea subliminală nu... Subliminalul rămâne la fel, dar văd din corpul, din sentimentul mental. Și de ce partea subliminală nu are nicio caracteristică? De ce? Pentru că totuși vorbim de cineva care se naște femeie, iar mai târziu vrea să fie bărbat. De ce nu avem caracteristici aici? Care-i cauza? Nu văd o cauză. Deci nu e nimic. Deci nu e nici nu văd un ceva. Nu iau un aspect de femeie sau de bărbat. Nu văd altceva. Eu nu știu. Să-ți explic, pentru că nu e o cauză. Asta e. Nu are o explicație. N-am o explicație la treaba asta. Deci, eu așa o văd. Nici femeie, nici bărbat. Caracteristicile le văd în fizic. Iar dorința asta a schimba e ca și cum s-ar opune la în mental, îl văd, ca și cum în mental se creează o rezistență. O rezistență la ceva impus, la un program. Da, la... De o schimbare de program. La regulile societății. Văd activitate la nivelul al treilea ochi, văd o activitate. Uh-huh. O activitate ca și cum ar fi mai treaz, ca și cum s-ar trezi al treilea ochi, îl văd și trezește sentimentul ăsta de libertate, de rezistență, de a se opune la niște reguli, la niște îngrădiri. Deci niște scântei. Bun. Ca niște scântei le văd. Acum, deconectându-te de aici de la cazuri specifice sau generale, vom avansa timpul pe această linie temporală, nu, vom crea o altă linie temporală viitoare pe Terra, unde libertatea orientării sexuale este normală. Spune-mi cum vezi societatea. Mult mai liniștită și mult mai luminoasă și parcă nu mai sunt contrastele astea, lupta asta, discriminarea, lupta între sexe, lupta între popoare, între concepții, bătălii, parcă dispar. Și violența iarăși dispare, violența. Nu mai văd violență sexuală. Ah, ok. Nu mai văd violuri. Ok, da, pentru că să vin și dintr-o frustrare. Da. Nu mai văd pedofilie. Pentru că pentru că sexul copii este ceva normal? Nu asta. E că sexul cu copii e ceva normal. Dar nu mai văd sentimentul ăsta de a fi violent, de a îți crea plăcere făcând violență. Către cineva care nu are apărare. Deci văd o liniște în general, o liniște în general a conflictelor, a războaielor, o pace. Bun. Dar o văd și se schimbă paradigma. Dispare și
jumătate din religie, adică jumătate din concepțiile religiei, adică rămân alte concepții, dar nu asta. Văd totul mult mai linear, de mult mai liniștit, mai luminos, mai conflicte fluid, mai puține, da. Bun, deconectează-și de aici, Mari. Și acum o să număr de la 1 la 3 și la 3 ne pregătim să revenim în prezentul nostru. 1. Te deconectezi de tot, de toți și de la toate. Observă cum faci asta. Spațiul tău acum este curat și liber. 2. Ridici frecvențele progresiv până la frecvența ta optimală, maximală. Începi să te simți bine, foarte bine și mai bine. Extrem de bine. Și 3. Poți deschide ochii. Oh, ce subiect! Deci nu m-aș fi aștept. Ce subiect! Wow! Kung fu. Kung fu. Interesant. Mm-hmm. Interesant. Este un subiect amplu pe care am putea sta ore întregi. Și a fost interesant, da. Interesant. Mm-hmm. Sper că printre cei care ne urmăresc sunt și cei care nu pun etichete, cât mai mulți, și că nu suntem încă în rigiditatea religiei printre, sper. Bun, vă mulțumim frumos, îi mulțumim și lui Mari. Mulțumim, Mari. La revedere. O să mergem să mâncăm. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și că o să ne mai urmăriți și vă dorim o seară frumoasă. La revedere! La revedere! Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza, e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente
facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì. E il no da sinistra verso destra? No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte? A dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente. È assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano? Hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione. E quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già
la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, scartabile. E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, in forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Caio già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione,
osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale, a caso, l'ANSA in Italia, ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video. Ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva, che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili,
presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi, per fare anche delle investigazioni su temi molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi, alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche, e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.